Furia albastră e gata. Sunt puțin cam dezamăgit. Cam ieșit în afară, nu-mi place. Nu mai mă ajută nici psihicul. Hai mă că te ajut eu. Hai mă să ajut eu. Tadam! Salutare și bine ați venit la un nou episod. Furia albastră e gata. De fapt, echigeria e gata. Tocmai ce am plătit. O las aici până de seara sau până mâine, când vin prin platforma să o iau. Și acum trebuie să ne apucăm noi de angaraj și să o jlefui în calmea, să o curățăm până la tablă, să-i băgăm grunt, epoxy, teroson, antifon, tot ce trebuie să fie țiplă. Eu chiar mi-aș dori să îmi găsesc ajutorul potrivit, să pot să termin mai repede. Însă nu știu, dacă să lucrez singur treaba asta, o să dureze un pic mai multe cel, dacă nu, o facem rapidos. Așa că hai să luăm platforma și să o aducem în garaj, să vedem ce facem cu ea. Înainte de toate, nu uitați că avem cod de reducere la Alex Șerban, 20% reducere la raport pe Car Vertical, dacă vrei să-ți cumperi o mașină second hand sau ai luat-o deja și vrei să vezi cam ce s-a întâmplat cu ea în trecut. Avem și link în descriere, primul link acolo de când ai un click, reducerea e deja aplicată, o să primești un raport ca ăsta de aici, o să afli dacă mașina a fost furată, dacă a fost avariată, dacă ai noroc poți să găsești și poze ca astea de aici, să vezi cam cât de rău a fost avariată, poți să afli dacă numărul de kilometri din bord este real sau nu și o grămadă de alte informații care cu siguranță te vor face să iei decizii mai ușor cu și despre mașina. Furia albastră din nou în garaj! Mai peticită, mai sudată, mai aranjată, mai pe unde, mai pe neunde. Să fiu sincer cu voi, sunt puțin cam dezamăgit. Bine, cred că și unde arată ea așa neîngrijită. Adică ea acum pe unde e sudată, n-a fost curățată cum face fratele vostru să lase așa țiplă. Dar nu-i problema că o facem noi. De asta am și insistat să o iau acum când e gata cu tinechigeria, pentru că înțelegerea era să-i fi dat și teroson, dar în condițiile astea eu n-am putut să las treaba așa și să vii cu teroson peste, trebuie să curăț eu ca lumea, bag și un tratament, îi bag și epoxy, să facem treaba ca lumea, așa că o să avem de lucru. Se poate vedea că a prins-o și o mică ploaie, ia uite s-a înroșit și pe aici, pe unde a fost sudată, și pe acolo, adică mai cam peste tot s-a... Ia uite, hap hap, a ieșit un pic de rugină. Dar asta se curăță imediat, nu-i problema, așa e când lucrezi afară și nu-i dai cu grund imediat după ce faci treaba. Asta e,
Bine că e gata tinichigeria, acum începe aranjăria. Să o aranjăm și noi să nu mai arate chiar așa dezordonat, că, sincer, eu sunt cam demoralizat când mă uit la ea așa, dar aia e, o aranjăm, n-avem ce face. Hai să vă dau și câteva exemple ce nu-mi place mai rău așa. De exemplu aici era gaura umplut cu aparatul și nici măcar nu e finisat. Ce mai avem pe aici? Aici nu pot să zic că îmi place treaba asta mai deloc. Nu știu ce să facem aici, e un petic pus, dar aici e gaură și aici o să intre mult kit. Bine, asta s-a întâmplat și la portocalul noastră. A intrat kit la greu, prin găurele. Aici avea kit dinainte oricum. Pe aici, asta prinsă în puncte, așa, poate așa să prindea odată. Nu știu, aș fi dat cordon sau habara, nu știu, măcar polizat, o să polizez eu pe aici. Ăsta nu mai îmi place aici, s-ar putea să îl schimb sau să nu știu să-i fac. Cam ieșit în afară, nu-mi place că să și vede aici. Să zicem că la podea pe aici curățăm frumos, dăm cu toate alea și le acoperim, nu se vede, dar pe aici pe unde se vede nu prea îmi place treaba asta. Ce să mai zic? Cheia, să ne uităm prin portbagaj un pic. Hop! În portbagaj, peticul ăla nu prea îmi place și aici e lăsată asta, e pus pad în afară, scoasă ruginea și e lăsată așa, ori mai vin eu să încarc aici frumos, ori nu știu care e față, să vadă oala asta frumos. În mare cam asta aici, am văzut și eu, vedem pe parcurs ce o să mai găsim, ce o să mai reparăm, oricum nu vreau să plece mașina asta de aici, altfel decât ca nouă. Și știți că face treabă ca lumea. Avem aici exemplu. Ăsta e lucrare ca lumea, vreau. Da, acum ar trebui să o întoarcem pe parte, pe asta, să ne ocupăm pe dedesubt, să o curățăm rapidos. Vedem ce probleme mai avem, ce mai găsim. Tratamente, epoxy și toate nebunile. Nu știu dacă vă mai amintiți asta, am făcut-o când lucram la portocală, am suspendat-o de spate, să pot să o și împurt. Mai avea încă ceva care intra aici, intra pe alea, pe găurile de la Longeron, trebuie să o găsesc neapărat și aș vrea să mai fac una la fel pentru față, ca să putem să urcăm mașina asta acolo, să ne jucăm și cu ea așa, pac, pac, pac. Uite și cealaltă bucată aici. Și partea asta ar trebui să fie la fel, pentru că dacă o prind în suporții de la ce e acolo, mă, bară, e de ajuns, adică vine la șuruburi aici, aici la fel, ne trebuie și axul ăsta și să vedem cum facem să prindem în suporție. Deci pe spate suntem ok, i-am băgat-o și intră prin bătaie așa, dar trebuie să o scot să măsur, sau de fapt o măsură aici. Gata, am strâns ce sete aveam pe aici, cred că sunt suficiente, asta am măsurat eu cât de cât. Însă am stat și m-am gândit că nu e chiar așa simplă treaba, trebuie să o calculez chiar așa și nu că mașina să fie prinsă aici mai jos, cred, de sus, nu știu bine, de acolo și să fie, poate mașina ca să poată să se îmbute. Da, nu știu, mă mai gândesc și vedem.
Prea lung. Nu mai am șuruburi. Trebuie să tai din asta, dar oricum nu mi-ajung cam decât 3. Și oricum sunt low battery, low energy. Nu mai pot. Trezit de la 6. Acum e 11, cred că ceasul, nici nu m-am uitat că la nu mai are baterie. Încheiem aici ziua de azi. Nu cred că încheiem episodul, că aș vrea totuși să o punem pe caprile astea ce sunt. Asta e capra pe care am făcut-o acum. Seamănă cu aia. Mai trebuie să sudăm țeava aia de asta, să-i punem niște întărituri. Și cam asta e treaba. Dar în seara asta nu mai pot să fac nimic. Nu mai mă ajută nici psihicul, nici mai pot să gândesc ce trebuie să facem aici. Și aia e. Gata, frate, am sudat, nu glumă. Urși. Acum să sperăm că o să stea. Ha. Cum ridicăm noi acum? De acolo, acolo. 3 ridicate și de față și de spate. Dacă eram 2-3, poate mai mergea. Hai mă că te ajut. Hai mă să ridicăm totul. Da, era bine să pot să mă clonez, dar din păcate nu se poate încă asta. Să vedem, încercăm cu cricul sau cu macaraua aia de motor, cu girafa. Deci aici stă, cam înclinată. S-a rupt cureaua, bă. Să-mi bat. Am muncit degeaba să-mi bat picior. Când a început să trăznească, am crezut că se va rupe de aici, că oricum se cam ondulase. Dar s-a rupt cureaua. Și în spate văd că s-au îndoit picioarele astea, ceea ce tot nu e bine. Să-mi bat piciorul. Ia uite. Hap, hap. Deci n-am făcut nicio șmecherie. Am muncit degeaba două zile. Să-mi bat. Văd și cât am muncit astea două zile. Nici nu prea am filmat, am zis hai să trag tare, să pun pe pluțap. Să fie treaba bună. Bine, acum sacă îndrept alea, dar nu știu dacă ține totuși aici, în astea de bară. Că se cam dusese în sus. Da, nu știu ce să mai fac. O las așa, nici nu mai dau jos de acolo în seara asta. Da, n-am ce să vă mai zic. Eram foarte încrezător că o să-mi și întorc în seara asta să mă uit pe subia. Care e faza, dar
N-a fost să fie. Nici nu știu ce am de filmat pentru episodul ăsta. Dacă e suficient, vă mulțumesc că v-ați uitat până la final. Nu uitați să vă abonați și vedem data viitoare ce facem. Dați voi un like. Bine că nu s-a întâmplat nimic cu mașina. Dați voi un like că nu s-a întâmplat nimic cu mașina. Ha, pa! Ah, shit! Here we go again.